Căldură mare, mon cher, sunt peste 32 de grade astăzi în București, jale. Și am auzit că așa e și prin țară, de asta sunt atât de sumar dezbrăcată, ca să spun așa, pentru că pur și simplu nu mai ai cum. În casă, ok, mai pornim mai aer condiționat, dar nu putem să stăm tot timpul cu el, nu e nici foarte sănătos și stilul ăsta de a ieși afară după ce ai stat în casă la 21 pic de grade și atunci încercăm așa, să încerc să țin echilibru. Hai să vă arăt cam ce am primit, hai să încep cu cel mai mic pachetel, ca să mă mai aliniez și eu așa după dorințele unora dintre voi care vor să vadă ce mai primește un beauty influencer. Bine, nu-mi place să generalizez, ce mai primesc eu. Și sunt și lucruri despre care oricum la un moment dat o să vă vorbesc și atunci mai ușor. Adică mă ajută chestia să fac un intro, uite ce am primit și pe aia voi la un moment dat să vedeți păreri, impresii. Cei de la Pixie mi-au trimis o... Cred că e un produs nou, nu-mi dau seama, nu l-am mai văzut până acum sau poate o fi fost și nu l-am văzut eu. De la Pixie sunt capsule cu vitamina C și cu vitamina E. O formulă, să zic eu așa, de produs care vine în niște monodoze, capsule unice pe care, ok, desăcut una, ai aplicat-o, la revedere. Ceea ce pentru vitamina C mi se pare o treabă... Mi se pare o treabă foarte bună. Bun, ăsta zice că sunt și biodegradabile aceste materialul acestor capsule, deci la fix. Bun, deci asta de la Pixie. Produsele Pixie în România se găsesc în Sephora, însă mai sunt tot felul de alte magazine care livrează în România unde găsesc produse Pixie. Cine știe, cunoaște, ca să spun așa. De la Imar, pentru că oamenii au văzut că am terminat niște produse. Am reprimit serul Goldie și mă bucur maxim pentru că abia ce îl terminase, abia ce vi l-am arătat în empties și l-am și reprimit. Asta le-am cerut-o eu. De ce? Pentru că este crema lor de top, Triple Hyal 23H, anti-blemishes and anti-breakouts. Evident, eu nu am probleme cu așa ceva, n-am probleme cu breakouts and so on, adică coșuri, însă fiul meu se confruntă un pic cu niște coșuri și mai am și eu perioade, fie în perioada premenstruală, fie chiar în timpul menstruației, mi se întâmplă să mai mi-apară câte un coș și aș vrea să văd cum funcționează. De asemenea, sunt foarte curioasă cum va funcționa pe zona asta aici, unde eu am început să fac de câțiva ani niște punctulețe de grăsime și la fel și pe frunte. Care mi-apar, îmi dispar, ce am văzut că treabă foarte bună face tonerul Goldish de la Imar și la fel boosterul cu niacinamide de la Paula's Choice. Dar bineînțeles, când tenul, când pielea omului are ceva de spus și își face de cap, își face de cap, nu mai așteaptă să, să vii tu cu produse și să demonstreze eficiența. Dar am zis că vreau neapărat să încerc acest produs pentru că cei de la Imar au făcut și niște studii suplimentare, niște companii complet independente și au văzut că există eficiență pe tenul acneic. Și am zis, vreau și eu să încerc această cremă chiar dacă n-am acne. Vreau să văd cum funcționează. Vreau să văd cum funcționează odată pe zonele astea ale mele de care v-am zis că mi-au apărut niște puncte și așa. Vreau să văd dacă poate să facă perfection, ca să spun. Vedem. Cu ocazia aceasta am uitat să vă spun. Cred că este... al doilea sau al treilea clip din acest an unde sunt și eu puțin machiată. Am încercat fondul, noul fond de ten Terracotta de la Guerlain, dar efectiv am pus o pompiță mică, o bobinuță de mazăre și am întins-o pe tot tenul. Am puțină pudră meteorit, am puțină pudră Terracotta, am un gloss de la Chanel, ăla roz transparent, care apropo, cred că s-a cam terminat, trebuie să-mi iau altul. Și m-am dat un pic cu un creion de sprâncene de la Yves Saint Laurent și un creion de ochi de la Guerlain Maro. Am zis să mă mai machiez și eu așa și mi-a luat fix 5 minute. Cred că mai mult mi-a luat să mă uit pe unde am produsele și să le aleg. Și ca de obicei, produsele de la Imar vin în cutiuțe de astea termice. Mai am și produse de la ei, deci nu-i tot. Serul cu acid hialuronic l-am lăsat în frigider. Stați să vă aduc. Serul cu acid hialuronic ăsta al Absolu Hyal, care chiar și vreau acum să fac aici pe mână puțin să-mi că place tare mult cum se simte odată și pentru că o să mai am niște vacanțe și niște lucruri
Le-am spus că sunt curioasă de produsele lor de plajă. Pe asta l-am mai avut în, și în sticla anterioară, pentru că și când se, când, înainte de rebranding, când Imar se numea Plaj Bio, exista acest gel cu sclipici pe care vreau să spun că l-am folosit de la, în toate lunile. Lasă un sclipici foarte frumos pe corp, adică e ca un autobronzant lejer, ca un make-up de corp foarte plăcut. O să spun ceva, dar sper să nu mă audă nimeni de la Imar. Eu încă n-am aruncat sticluța aia de data trecută, pentru că încă este ok, am păstrat-o cum trebuie, am avut grijă de ea. Am mai ținut-o bala frigider, ba ferită de așa, și s-a păstrat, miroase foarte frumos în continuare. Și acum 2 zile am folosit-o, când am ieșit afară și m-a dat pe picioare. Deci, acum am și una nouă. Na, nu pot să spun, ea teoretic a expirat, dar dacă eu am păstrat-o bine, și să știți că asta... Eu v-am mai povestit-o și cu alte ocazii. Eu am pățit lucrul ăsta și cu alte produse, inclusiv cu, de exemplu, cu cosmetice de la Guerlain. Eu am în acest moment, în dulapul meu, de mă uit acum, am produse de la Guerlain care teoretic au expirat, am produse de la Dior care în teorie au expirat, am produse de la Chanel care în teorie au expirat, dar pentru că au fost bine păstrate, ferite, folosite doar de mine și cu grijă, nu miros, nu și-au schimbat textura, sunt încă în continuare. Evident, nu este un lucru pe care să vă spun, vai, puteți să folosiți produse expirate, Doamne ferește! Dar dacă ai un produs care vezi că funcționează și este în continuare ok și nu te deranjează, eu una nu văd o problemă. Da, mi se întâmplă schimb și cu produse care sunt în termen să se degradeze, da? Și atunci, când e ceva expirat și miroase urât, nu știu ce, arunc. Și aici am un ulei de plajă ultra... bronzing oil, da? Am și pe acesta. Ei, și am vrut neapărat să văd cum este Prohial Resist Hair Repair, pentru că am ăsta, cum se cheamă, am șampon și mi-a plăcut destul de mult și am zis hai să încerc și spray-ul de păr. Nu mă dau acum pentru că sunt deja cu alte produse, da? Deci astea au fost produsele primite din partea Imar. Nu uitați că am un cod BB20 care va duce 20% reducere la toate produsele de la Imar. Când dau ei promoțiile alea mișto, rău de tot, mai fac ei câteodată 50% sau nu știu ce, atunci nu se mai combină, ceea ce e absolut firesc, pentru că na, trebuie să ne punem și în locul comercianților. E foarte greu să susțin un discount mare, mai ales pentru un producător mic, românesc, care normal nu are rotația și nu are istoricul unui brand de zeci de ani și care este internațional, multinațional. Da, uite cum ar fi, de exemplu, Notino. Da, care este un retailer, un retailer mare pe parte de cosmetice. Apropo, pentru cei care încă mai aveți voci, că Notino vinde fake, că sunt produse fake pe Notino, dragilor, cred că eram eu în concediu sau înainte să plec în concediu, renumitul, faimosul Alexandru Abagiu International Makeup Artist Lancome dă, avea un live la Notino, reprezentând brandul Lancome. Lancome făcând parte dintr-un grup, în grupul L'Oreal, grupul L'Oreal având o de asta, cum se cheamă, o mare umflare în pene când vine vorba de siguranța comunicării brandului. Deci Lancome nu s-ar comunica în 1000 de ani pe un magazin unde nu are certitudinea că toate lucrurile sunt impecabile. Și nu știu dacă ați văzut, dar acum de câțiva, de un an, de cel puțin un an de zile, Notino aduce Guerlain oficial. Dar nu mai aduce ca înainte din cum se cheamă, finaluri de stoc care rămân la alte magazine. Pentru că hai să vă explic care e faza cu discounteri. Discounterii iau acele loturi care sunt spre finalul perioadei comerciale, magazinele clasice trebuie să-și facă loc în magazin, că unde pui atâtea, și atunci alea le vinzi la acești stochiști, cum se spune. Asta e o practică pe care eu o cunosc din anul 2000, în România doar, spun doar ce cunosc eu, din anul 2001 se face așa ceva, da? Când pe vremea aceea, mi-aduc aminte, lucram într-un mare lanț de hipermarketuri și venea un nene care avea un depozit foarte mare și cu asta se ocupa, căuta stocuri de cosmetice rămase de la retailer și cumpăra omul, mi-aduc aminte, șampoane, creme, seturi, cadou, chiar și astea cu cutiile desfăcute, pentru că el desfăcea cutiile și apoi vindea, să zicem, dintr-un set șampon și balsam, era cutia ruptă, desfăcea și se vindea la bucată, da? Ne-a lămurit? Bun. Să trecem mai departe. Comanda mea de la Notino. First of all,
Băi, funcționează foarte bine deodorantele astea de la Adidas, am văzut. Rezistă la provocări mari. Mi-am luat un săpun lichid de la Vivian Grey, Jasmine Patchouli, vă zic sincer că mi-a plăcut cum arată. Și n-am nici cea vagă idee cum miroase, acum o să-mi lăs. Seamănă foarte bine, miroase foarte apropiat de la Viebel. Da, foarte apropiat. Așa, ce mai am aici? Mi-am luat că am nevoie de chestii de la Curaprox. Le folosesc foarte multe, periuțe de dinți, uite, de astea de instrumente, de astea de curățat interdentar și periuțe, da? Dentista mea mi le-a recomandat și numai asta am observat că e un brand foarte apreciat de dentiști. Și nici nu mă mir, pentru că e un brand care asta face de nu știu câți ani, lucrurile se fac în Elveția, să nu mai zicem nimic, să... e clar. Ah, aici e produsul cadou pe care l-am luat la comanda asta și știam, Blue Therapy, Biotherm, Red Alge, Lip, ceva, un ser, o să vedem, ce vorba, e un... miniatură. Am știut încă din faza de când am comandat că voi primi acest cadou. Apăruse acolo. Alegi un cadou gratuit. Și ăsta era. Și aici. Mi-a cam așa vin. A, nu fac puțin cu capul, nu fac. Așa. Gata. Sunt super strânse și gata. Aici am așa. E Soleil Lalique. Spray-ul de păr, spray parfumat pentru păr. Și aici mi-am luat pudră Sun Protection Powder Foundation SPF 50 de la Art Deco. Asta chiar o să folosesc, o să încep să folosesc cât de curând. Vedem cum arată, arată așa. Pac. Nu? Nu are niciun fel de miros. Imediat vă desfac și parfumul pentru că pentru mine l-am luat. De obicei când nu desfac, fie ceva care nu sunt hotărâtă dacă o să folosesc sau nu, fie mai am și eu cadouri, lucruri de oferit în jurul meu, oamenilor dragi din viața mea. Sole de la Lalique. Hai mă! Așa. Și așa arată Hermistul. Nu? Hai să-l și vedem. Bine, știu cum miroase soleiul, dar chiar am curioasă cum. Da, e varianta lui Solei, dar mai un pic mai aerisit așa, ca să te poți aplica. Da, bineînțeles că miroase foarte bine. Mă, în general, parfumurile de la Lalique. Cred că au fost așa vreo două care mi s-au părut mai generice. Cred că Rêve d'Infini sau ceva. În rest, toate. Nu știu dacă e parfum, inclusiv astea bărbătești îmi plac, dar normal nu să le port eu. Poate fi eu de modă veche, însă am o chestie. Nu îmi plac bine cu aceste parfumuri care miros foarte masculin. Nu mă reprezintă. Uite, apropo, ăsta, Pure Havan de la Thierry Mugler. Mi s-a părut foarte mișto așa și parcă l-aș purta și în anumite contexte iarna, dar totuși cu un touch de dulce de ceva. Adică aș băga un... mă gândeam acum de la Guerlain ce aș băga peste el. Cred că aș băga chiar Le Plus Beau Jour de Ma Vie, l-aș băga peste. Sau i-aș da un roz cheri peste, știi? Așa un pic ca să-l feminizez. Dar sunt, într-adevăr, parfumuri masculine mișto, dar nu mă... eu cred că sunt o persoană foarte... legată de chestiile astea foarte... pe zona asta mai feminină, să spun așa. Și apropo... că toți suntem aici și mai avem puțin timp de vorbă. Băi, fraților, ce cu toată această nebunie care a izbucnit pe YouTube? Bine, am zis că eu am văzut-o prea târziu, că am zis că a început de mult. Cu toate aceste traininguri și acești life coach pe energie feminină, pe energie masculină, pe nu știu ce, pe... Băi, frate, e... Deci am stat și eu și am ascultat. Bine, cum am ajuns la lucrurile astea? Văzând un pic ce a postat... The Vlog și Fire. Așa. Faza este că lucrurile avansează. Apropo, la The Vlog am văzut o chestie foarte mișto. Sunt două tipe din Republica Moldova care fac un sex talk, un podcast legat de teme de sexologie. Femeile sunt foarte avizate, sunt foarte percepute și vorbesc foarte direct, dar și educat în același timp de tot felul de subiecte de interes pentru toată lumea.
pe parte de educație sexuală. Că, na, te informați și mai departe, lucruri de care ai nevoie să știi până la 80, 90, 100 de ani, fiecare cât îi dă Dumnezeu să trăiască. Și m-am amuzat acum ultima oară de chestiile astea cu energie feminină și cu energie masculină. Am văzut acum niște faze. Că dacă femeia este prea în energie masculină, nu știu ce se întâmplă și nu știu ce e așa. Deci, și chestia asta mi-aduce aminte de o fază. După ce m-am apucat eu de karate, la vreo 2 ani, nu știu, mă întâlnesc cu o amică de-a mea, care nu are treabă cu blogging-ul și așa, și cred că nici, și îmi zice ea, da, zice, s-a schimbat ceva la tine, zice, nu știu, pare așa mai, zic, mai îmbătrânit. Zice, nu, zice, da, cu ce te mai ocupi, ce mai faci? Zice, am văzut ceva la tine odată pe Facebook, cred că postasem eu ceva că am 2 ani de karate și așa. Ea, de fapt, aici vrea să ajungă. Ai grijă cu sporturile astea că o să te bage prea mult în energie masculină și o să devii prea masculină. Și am avut așa o față de blondă proastă, să spun. Ceva de genul, ok, ce vezi masculin la mine? Pe de altă parte, nu văd o problemă ca noi femeile să avem uneori anumite chestii masculine sau bărbații să aibă chestii feminine. Și de fapt, zic că unele sunt și greu de definit. Adică m-am auzit chestia asta. Vai, dacă un bărbat e sensibil și plânge, este în energie feminină. Mă, dacă îți moare mama, da? Dacă se întâmplă un dezastru, dacă, nu știu, mă gândesc la oamenii ăștia care merg la războaie, la diverse chestii și ai niște momente de descărcare nervoasă și plânge. Asta nu înseamnă că tu ești mai moale ca bărbat decât alții. Faptul că nu plângi nu e o calitate. Vai de mine. Acum, da, se pune problema se pune și la femei și la bărbați dacă plâng prea des și din orice, știi? Adică, gen, nu știu, mergi pe stradă și vezi o frunză ofilită și să te apuce plânsul. Asta nu prea e ok nici la femei, nici la bărbați. Adică nici nu contează la cine, e o chestie de sensibilitate prea mare și poate trebuie să te cauți un pic pe la psihiatri, știi? Dar ca să spui despre un bărbat că e prea în energie feminină, că face nu știu ce, sau la fel că bărbații care gătesc sunt prea în energie feminină. Și mă gândeam acum la toți mari bucătari acestei lumi, la toți acești șefi. Și fără să vreau, m-am gândit, îi urmăresc pe câțiva oameni din echipa de bucătărie de la Ritz, de la tot felul de hoteluri de astea de lux din adevărat lux din Franța, din Paris. Și ce bărbați, frate, adică nu-ți cad plombele, adică mai mult te uiți la ei decât te uiți la ce gătesc, nu știu dacă vrei să mănânci friptura pe care a făcut-o sau să-l mănânci pe el. Și oamenii ăia gătesc și să-i vezi când experimentează rețete, că fac și îi filmează câte cineva, la Meurice, la Charles Saint, la, nu sunt o felul de echipe de astea de șef de cuisine, bucătari, bărbați care gătesc, da? Și arată cum sunt ei acolo sensibili și ia morcovelul și îl taie și face niște chestii și nu știu ce și cum să spui de la frate că e feminin, că nu e feminin deloc, arată unii dintre ei de... Da. Sau, de la fel, că dacă un bărbat gătește acasă, băi, faptul că un adult nu contează că e bărbat, că e femeie, îi se face foame și se duce în bucătărie și sparge două ouă și le bate și aruncă chestia aia într-o tigaie care se formează o omletă, nu e nici feminin, nici masculin. Aia e de supraviețuire, nene. Aia e de foame, știi? Faptul că ți-ai tăiat o pâine, ți-ai tăiat o felie de pâine și ți-ai pus ceva mâncare pe ea sau ți-ai curățat niște cartofi, ți-ai prăjit sau de foame și mai mare ți-ai făcut și o ciorbă și nu știu ce, nu contează ce gen ai, ți-a fost foame, da? Adică faptul că un bărbat sau o femeie gătește mi se pare atribut extraordinar de feminine. Poți să te duci și eu nu mă gândeam așa că da, probabil că ar fi un pic comic să vezi un bărbat chinuindu-se să facă, nu știu... mâncăruri de-astea, poate prea, nu știu, un tort de la roz cu zmeură pe deasupra, poate mi s-ar părea ceva feminin, dar uite că mi-aduc aminte de niște cofetari pe care i-am cunoscut și din prisma jobului și oamenii erau cât se poate de bărbați, dar asta era jobul lor, deci ei făceau torturi de-astea foarte fandosite și de-astea cu roz, cu imitație de dantelă, veneau comenzi, vreau... tort pe care se apară în formă de ruj și nu știu ce. Și oamenii făceau chestia asta, căutau pe net să vadă cum pana mea fac un ruj,
cum arată și hai să văd cum îl translatez în, în prăjitură. Apropo de asta, nu știu dacă știți, unul dintre cei mai râzniți sex simbol ai lumii, Brad Pitt, da? Sunt faimoase povestirile despre el, că el avea... El este obsedat de cosmetice, ca atare, ați văzut că acum așa și lansat linie de cosmetice. Și dacă își dă omul ăsta, mai poți să spui că e feminin, după care leșină 90% din femeile, să zic, mai ales femeile din generația mea. Mie nu-mi place, de nu simt o atracție specială, dar într-adevăr e un... are niște aturi de astea de bărbat atractiv, nu știu ce, așa. Dar una peste alta... M-am amuzat teribil cu aceste chestii, cu energia feminină și cu energia masculină, explicate prin detalii de astea atât de simple. A, dacă face mâncare, e în energie feminină. A, tu femeie, dacă conduci mașina, ești în energie masculină. M-am așezat în pat. Pentru că este un aer extraordinar. După două zile în care efectiv Bucureștiul a fiert, a tras o ploaie în minte, s-a intrat și roa alert. O ploaie de aia care s-a arătat așa un pic cam urâtă. N-am avut grindină în zona în care stau eu, nu a fost, dar a plouat, ceva de genul că te uiteai pe geam și vedeai grinde de cum cade ploaia. Dar acum este un aer fantastic, pur și simplu. Eu sunt, se zice în limbaj popular, rea de căldură, de când mă știu eu. Niciodată nu mi-a plăcut zilele foarte călduroase, chiar și când eram copil și luam vacanța de vară. Pe mine mă îngrozeau zilele când era foarte, foarte cald. Nu-mi plăcea niciodată. Mă obosea, inclusiv să ies afară copii, să ne jucăm, nu știu, așa. Nu, preferam să stau mai pe la umbră, așa. Nu mi-a plăcut niciodată, n-am fost fană. Culmea, deși multă lume zice că dacă eu sunt născută la începutul verii, vai de mine, eu nu știu de ce, o chestie de asta. Dar nu, n-am ce treabă. Prefer mai degrabă răcoare. Ok, nu sunt nici fană minus 10-15 grade, dar nu plac temperaturile negative foarte adânci. Dar cred că am observat, cred că temperatura ideală pentru mine este undeva 17-18 grade. Deci dacă ar fi așa tot timpul, așa, un pic în mai, un pic în orat, mai un pic, chiar și 10 grade, dar când temperaturile se duc peste 26-27 grade în București, deja încep să am un disconfort, da. Acum m-am așezat pe canapea, e seară, e târziu. Să cât e ce? Uite, 21.43, nu o să mai stau foarte mult. Mai vreau să mă uit un pic pe YouTube. M-am uitat la un podcast făcut de ZooCast sau de Radio Zoo, da, oricum. Au fost Cristi și Ralu invitat. Cristi și Ralu, cum se călătorești mult pe bani, da, la Zooniverse podcast. Cred că ei sunt mai, se simt mai la culor când sunt la ei în vlog, aici în acest podcast, nu știu. Mi se pare că parcă au fost forțați, parcă Raluca a tăcut foarte mult, nu știu, parcă mi se pare așa că au fost luați pe sus, hai să facem și acest podcast, hai că trebuie făcut. Dar mie în rest îmi place foarte mult ce fac ei, urmăresc clipurile, vlogurile de călătorie postate de ei. Da, și vreau să vă spun că am testat varianta, să zic, înnoită a gelului cu sclipici de la Imar, pentru că eu am avut și sticla dinainte, Plush Bio, și îmi place extraordinar de mult. Eu n-am fost niciodată fană sclipici și eu nu sunt nici cu bijuteriile. Pe mine cred că de-a lungul unui an probabil o să mă vedeți cu bijuterii așa mai, să iasă în evidență vreo 2-3 ori. Nu-mi plac bijuteriile aurii, inclusiv o verighetă, inel, lucrurile astea, știi, mai clasice așa, le-am preferat din metal alb. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată auriu, am purtat la un moment dat aur galben că era... Că la era, imediat după Revoluția, ai zbucnit atunci toate consignațiile, aduceau din Turcia aur, așa. Dar îmi place să am pe piele această sclipire și mi-aduc aminte că am avut eu prima așa trezire, că îmi place să am sclipiși pe piele, când a apărut la un moment dat pudra de la Shalimar, de la Guerlain, într-o sticlă așa frumoasă și îmi dădeam, și acum și mă dădeam cu ea. După aia are tot Guerlain un iluminator care a fost într-o ediție super limitată din care eu am două bucăți.
am avut noroc că am prins să cumpăr de la cineva foarte, și o persoană foarte pasionată și foarte dragă așa sufletului meu, deși nu ne cunoaștem personal, le-am cunoscut doar pe cale online, dar persoana respectivă m-a ajutat să găsesc aceste produse și vreau să vă spun că îmi place să folosesc acel sclipici, chiar dacă nu se vede poate la foarte mult, adică trebuie să-l văd eu, trebuie să-mi placă mie. Ei, cu sclipiciul ăsta de la Imar, de când l-am descoperit în prima variantă, deci când era sticla pe care scria cu brandul anterior Plaj Bio, de atunci mi-a luat foarte mult și eu l-am mandat inclusiv, mă dădeam, pur și simplu, stând prin casă, îmi plăcea mie și mi-am dat seama că uneori chestiile astea de sclipici, de așa, chestia de cochetărie feminină, mie îmi place mai mult să le fac în casă. Deci nu place să-mi expun foarte mult pe afară, așa, știi? Adică poate aveam chestia asta cu a mă expune și arăta și eu că mai sclipesc, că mai am o fundiță, că nu știu, poate până pe la vreo 30, dar după aia, nu știu, am început să am așa un dezinteres, nu știu, care pe undeva spun unii psihologi că n-ar fi bine, știi? În momentul în care ești femeie și te bucuri de feminitatea ta și de cum arăți, așa, bine, știi, și când ieși în lume să te aranjezi, nu știu ce, eu de multe ori am momente când arăt mai bine aranjat în casă și nu mai arăt atât de bine când ies pe stradă sau când mă duc undeva, dar asta e acum așa o concluzie, știi, uitându-mă la chestia asta, că eu mă uit în ori pe pijamale și pe astea, știi, că îmi rămâne cremă de asta cu sclipici și zic, Doamne, zic, eu pur sclipici în casă, noaptea, în loc să îl folosesc afară. Da. Cam asta, cred că în curând o să merg să mă demachez, să fac duș și să mă culc și să mă bucur de aerul ăsta minunat care e în București după ploaie. Tocmai ce m-am trezit, mi-am prins părul și am vin aici să fac, să mi-am aplic toate cele pe față să pot să încep ziua. Ava celulară de la Institutul Estedean. Da, dimineața sunt răgușită. Pentru că polenul încă mă deranjează, adică chiar dacă am, prin tot ce am făcut, sport, alimentație, nu știu ce am îmbunătățit, ăsta e serul de ochi de la The Body Shop, vi-am mai arătat și în alte clipuri, chiar dacă am îmbunătățit lucrurile, am zis, prin sport, stil de viață, meditație, atât cât am învățat la yoga, sunt... La yoga sunt cam repetentă, corigentă, să zic așa, dar am fost și o să mai merg. Nu am timp. Chiar azi dimineață mă gândeam că n-am mers la yoga atât de mult cât mi-aș fi dorit, dar nu mai am când la propriu. Chiar făcusem o postare în stories zilele trecute că n-ai, frate, cum să le faci pe toate bine și în momentul când ai mai multe responsabilități ca adult, da? Și mai ai totuși și o vârstă, vine 46 de ani, încă sunt tânăr, încă sunt în putere, nu știu ce, că stau și mă gândesc foarte realist ce o să fie după 60 sau după 70, știi? Dar oarecum, știi, vreau să mă pregătesc de pe acum, nu să mă trăiesc atunci când mi se pare așa o chestie extraordinară, vai că nu pot să fac și să mă demoralizeze, asta, că vreau să mă obișnuiesc și că păzând lucruri pe care nu pot să le fac, timpul, n-ai cum în aceeași zi să și muncești, să te ocupi și de familie, de casă, să faci și o mâncare, să ștergi și un praf. Așa, serul de la Institutul Estetern, ăsta nou, Proteom. N-ai cum, știi? Adică vreau să mă obișnuiesc cu normalitatea asta a lucrurilor pe care unele poți să le faci, pe unele nu. Nu poți să dau tot timpul, da? Adică eu oricum de mine sunt mulțumită că mă țin de karate, mă țin de, chiar și acasă fac un mic exerciții, la pilate să ajung minim o dată pe săptămână, acum reintenționez iar să ajung la două pe săptămână și o să mă țin cât pot de chestia asta, cred că e cam de pe terminat asta. Și în rest, știi, acum munca mă solicită destul de mult. Bine, eu lucrez pe cont propriu și e o concepție proastă despre noi ăștia care lucrăm pe cont propriu. Nu e așa, pentru că lucrez cu clienți
diverse firme, nu? Cum lucrez eu și nu mai o grămadă de alți freelancer care suntem pe social media marketing. Tu, de exemplu, uite cum sunt eu acum, m-am trezit la 8 dimineața și mă apuc să fac niște chestii. Mi-ar fi super dacă știi, tot acum s-a trezit și clientul și mi-ar spune și el că astfel încât la ora 11 cer toți clienții mei să-și fi terminat tot asta, da? Unul mai vrea ceva pe la 9, mai vrea ceva pe la 11, altul mai îmi scrie un mesaj pe la 7 seara. Nu e chestia că vai de mine că arde, că trebuie să răspunzi atunci, că nu e ca și cum aș lucra în neurochirurgie, știi, și așa. Dar dacă nu, măcar să mi-l notez atunci, așa, așa înseamnă. Că tu pleci din ceea ce faci, te duci și mă duc, iau agenda, da, și notez sau așa. Eu sunt mai un pic mai tradițională, nu notez numai pe telefon, mai notez și pe telefon. Dar sunt cu să scriu de mână pentru că chestia asta cu scrisul de mână, parcă îmi și pornește acolo, știu, un proces de rezolvare a unei chestii. Adică dacă discut o idee cu un client, de exemplu, nu știu, să facem o promoție sau nu știu, să gândim o campanie, așa, și dacă scriu de mână, parcă deja știi, creierul intră în chestia aia. Okay. N-ați văzut, cred că cu ce creier am dat acum, da? Și asta e pe terminate. Deci și serul de la institut este de data, desfacem părul ca să devenim așa mai estetice pe cameră. Și serul de la este Derm și crema asta Gold Age Tox Cream Medi Peel pe care am de pe glorious.ro, ambele sunt pe terminate, da, deci asta uite. Aia era crema ce aveți, mai are niște bulinuțe aici. Și acesta este serum. Are revine cu un claim destul de interesant, claim by Hyaling, revină la limbaj de oameni normali. Vine cu o promisiune destul de interesantă și o să vă explic de ce. Și mai multe detalii aici. O să vină și vremea lui. Exact. Advanced Serum Age Proteome. E o nouă inovație făcută și o chestie brevetată de cei de la Naos. Grupul Naos este cel care deține Bioderma, este Derm și mai este un brand. Care face ca partea asta de o bacterie acolo care face are o contribuție importantă asupra procesului de îmbătrânire al pielii și blochează acolo niște procese. E foarte complexă formula din spate. Da, e un ser pe care deja îl găsiți prin farmacie și am văzut că Institutul este de face suficientă comunicare inclusiv cu medici dermatologi, ceea ce mi-a plăcut. A fost niște comunicare care m-a amuzat un pic cu influencer care ori comunică whisky, ori papuși de plajă, ori așa, dar îmi dau seama ca om de marketing, îmi dau seama că ai nevoie de chestia asta pentru că atunci nu ajungi la marele public, știi? Că dacă faci numai prin oameni cât de cât cu nivel de competență mai ridicat decât nivelul de awareness, de notorietate, nu prea știe lumea de tine, știi? Și atunci trebuie să te duci în comunitățile astea mari unde toată lumea vine acolo să vadă ce am mai făcut aia, ce papuși am mai pus, ce bulion am mai folosit, ce am mai cu copilul și așa și ajungi la mai multă lume, ajungem la mai multă lume informație. Acum am observat că ochelarii mei nu sunt foarte curați și am să mă duc să îi spăl și o să mă și schimb pentru că în acest moment I'm with my pajama, sunt cu pijama mea încă, da, între timp s-a deschis și calculatorul, el săracul s-a deschis de mult, dar eu vorbeam aici. Ce vreau să rețineți din pasajul acesta este faza cu nu le putem face pe toate astea. Nu, adică nu știu de viața bărbaților și nu știu care sunt trăirile lor și așa, dar ca femei și mai ales în momentul în care deveniți și mame, nu că, sau nu neapărat că deveniți oameni, dar aveți responsabilitatea cuiva, că aici aș vrea să fiu foarte ferm în chestia asta, deși eu țin foarte mult, adică eu am străduit foarte mult să ajung să depășesc problemele pe care le aveam, aceea nu mai rămâneam însărcinată pentru că asta e, că nu. Ducești ca sclavul ani și ani și te concentrezi numai pe carieră, să duce naibii capacitatea ta reproductivă ca femeie. Dar mi-mi place ideea asta de maternitate și eu, pentru mine, pe mine mă completează, dar nu trebuie să fie pentru toată lumea la fel. Că asta multe cunoștințe din jurul meu, prieteni așa se miră că am concepția asta. Cum adică e ok să n-ai copii? Păi stai puțin, copilul îl faci dacă chiar simți.
dacă îți vine pornirea asta, dacă nu îl faci, tocmai. Eu iubesc foarte mult copiii și ideea asta de maternitate și una dintre frustrările vieții mele că n-am mai mulți copii, da. Asta e. Am două mari frustrări, ca să știți, ca să nu vă mai agitați, că am observat că sunt pe aici persoane care mi-a atribuit tot felul de frustrări care nici măcar nu mi le-am imaginat, dar în fine. Una, că pe parte de intelectual, eu mă consider un intelectual ratat. Adică am început foarte frumos, am scris poezie, m-am apucat de scris proză, am făcut facultate de filologie și aveam așa niște aspirații. Mamă, eu profesoară de franceză care m-a apucat de scris și... eu această, știi, intelectual, om care citeam o carte pe zi de 300 de pagini, așa, de parcă cum mănâncă alții o șaorma, știi, că n-avem nicio treabă. Și mă zic acum la faza care abia mai citesc, nu știu ce, și prin prisma ocupațiilor pe care le am, nu mai intelectual mă pot numi, că sunt un om care lucrează în marketing și aia e, da? Deci asta e prima mea mare frustrare. Și a doua frustrare e cea legată de partea asta de maternitate, pentru că m-am apucat relativ târziu, m-au apucat relativ târziu gândurile de a deveni mamă. Bine, ele m-au apucat mai devreme, dar n-am avut cine să le fac, pentru că în mintea mea a fost clar, un copil dacă vine pe lume, dacă Dumnezeu a lăsat, dacă natura, că n-am nici concepție rigidă legată de chestia asta, dacă energia în universul ăsta așa a hotărât că trebuie să vină spermatozoid și un ovul, înseamnă că deținătorii acelor lucruri trebuie să rămână în continuare lângă copil, înseamnă că așa. Și am zis că până nu găsesc omul care să mă convingă, pe care să fiu sigură că vreau să-l includ în viața mea ca tată al copilului, nu așa. Și s-a întâmplat târziu, așa a fost să fie. Deci dorința mea de a deveni mamă a apărut prima dată pe la 25 de ani, dar cu cine? Căutam și un bărbat care să fie capabil, în care să aduci de el, dar aminte de un copil. Așa. Deci astea sunt cele mari. Nu că mai auzi de astea că n-ai nu știu câte mașini, că n-ai haine, că n-ai cârpe, că n-am nu știu vacanțe, nu știu, nu. Astea sunt chestii materiale pe care le-am învățat de mică, că vin când trebuie să vină, având și foarte mult acces la foarte multe informații din marketing și învățând pe chestia asta singurică, am învățat că există un dezechilibru într-o societate, în momentul când există o zonă unde oamenii se îmbogățesc foarte mult, există o zonă unde oamenii se sărăcesc foarte mult și cei care au puterea de a organiza o societate trebuie să țină undeva lucrurile la echilibru, adică nu poți să-i lași pe foarte mulți să parvină material și pe foarte mulți să ajungă la limita existenței. De asemenea, pe cei care parvin material, trebuie să-i și educi, trebuie să știe niște lucruri, pentru că atunci vor cheltui banii haotic, da? Cum sunt astăzi oamenii cu mulți bani, care pe ce cheltui? Pe toate porcăriile, da? Românești, adică eu n-am nicio jenă să spun, sunt foarte puțini oameni cu mulți bani în jurul meu pe care văd că fac și investiții, gen, băi, stai un pic, dacă tot am mulți bani și așa, hai să investesc în nu știu ce, hai să într-o... nu știu, hai să investesc, uite, într-o fundație, hai să-mi trimiși copilul la niște cursuri, mai mult, hai eu să mai fac niște cursuri, hai să, dacă tot îmi fac o casă și am atâția bani, ia să văd, poate pot să o fac cu mijloace mai ecologice, n-am văzut nicăieri chestia asta, știi? În general, ăștia care sunt bogățeți dintr-o dată, ce vor? O casă good man, mare să mănânce cât mai mult și să-și ia, în general, femeile au observat să-și ia cât mai multe poșete și cât mai mulți pantofi, fără să gândească ce înseamnă asta din spate. Chiar de multe ori mă întreb dacă toate cuconițele astea care își cumpără aceste poșete minunate știu de unde provin acele materiale, că există încă un sclavagism latent care se face în zona asta de tăbăcării, da? Doamnele care vă luați poșete de la... nici nu mai contează. Ați văzut vreodată cum se face tăbăcăria pielii? Acolo cum se obține pielea? Ați văzut vreodată cum sunt omorâți viței? Așa, da, ca fapt divers. Eu nu spun acum că toți trebuie să devenim bio, eco, zen și vai să salvăm balene și ce. Bă, dar un pic de discernământ, știi? Un pic de discernământ. Bă, câte poșete pot să-mi aduc, câte haine sau câte case sau câte mașini. O chestie asta am văzut inclusiv la parveniții mai micuți așa, care trebuie să-și ia 3-4 mașini, toate, bineînțeles, de branduri de-astea sclipicioase și să comunice intens lucrul ăsta. Bă, eu am de la. Ok, sunt niște chestii păroți cu care tu mergi. Înțeleg că trebuie să ai un confort și eu, mai ales că, uite, și eu sunt o persoană care țin foarte mult la confortul ăsta când plec la drum, da? Când vreau să stau într-o mașină în care să am aer condiționat, zice, da, mi-este absolut indiferent dacă
dacă mașina e de firma nu știu care, dacă e de firma nu știu care, dacă nu știu ce opțiune are, mine mașina aia trebuie să mă ducă, da, să am aer condiționat înăuntru și să fie funcțională, să fie ok, să fie safe. Altceva nu mă interesează. Asta ar trebui să fie mindset-ul oamenilor care se îmbogățesc. Dar îmbogățiții de astăzi, din păcate, se duc într-o zonă foarte ciudată care încurajează industrii tâmpite, care la rândul lor creează dezechilibre în economie. Bineînțeles că asta, ca să oprești circuitul ăsta, trebuie să apară niște lideri la nivel mental, trebuie să apară niște schimbări în societate, trebuie să apară niște cercări. Poate nu degeaba se întâmplă toate lucrurile astea, războaie, conflicte, nu știu ce, pentru că se ajunge la niște presiuni în marile mase sociale, adică undeva oamenii nu mai rezistă, știi, să formează așa niște, să coagulează niște grupuri care, băi, nu mai rezistăm, știi, chiar nu mai rezistăm. Cum mă uitam, eu nu mă uit la TV, decât foarte rar ca să văd știri, mai deosebite, gen, nu știu, de cum a fost Ucraina, da? Când a izbucnit fața cu Ucraina, clar. Și noi am deschis în casă televizorul, băi, zic, ce se întâmplă, că așa numai pe net, hai să vedem oamenii aia ce vorbesc și așa. După aia, la meteo, mai uit, că știu că vin perioade, ori cu ploaie, nu știu ce, mă mai uit acolo. Și știu că am deschis tot în perioada aia și am văzut niște declarații ale politicienilor români. În fine, politicieni, dăștea, președinți, miniștri, nu știu, abar n-am, pentru mine toți sunt același lucru. Mă uitam ce discurs, bă, de semidocți și de oameni care, băi, nici nu știu să formuleze o propoziție. Dacă tu nu ești în stare, ca lider politic, să-ți formulezi o propoziție și să ai o ținută într-un context de stat public, păi ce pretenții să am de la tine? Adică cum să mă conduci, știi? Da. Și acum, când am văzut faza asta cu salariile profesorilor, eu știam despre asta. Exact, uite, asta e. Dacă tu ca societate nu-ți reglezi sistemul de educație, poți să te duci la budă, mă scuzați, cu toate ideile tale progresiste și nu știu ce, da? Dacă societatea nu e educată, la revedere. Și acum chiar mă duc să-mi spăl ochelari. Iar pentru că ieri m-am machiat, lucru pe care îl fac din ce în ce mai rău, vreau să vă arăt toate pensurile pe care le-am folosit în ultimele 4-5 luni. Și la care tot le vine rândul la spălat. Nu că n-aș avea mai multe pensule, am mult mai multe pensule și mai bune, că mi-au rămas din perioada când am avut și eu o mică obsesie cu make-up și când am fost școala de make-up. Și am așa, am această pensulă de la Sephora, care într-o parte e mai plată, într-o parte e mai fluffy. Mai am ceva Fraulein, nu știu ce, mai puffy așa, cu care fac blending-ul. Bine, probabil că cine e make-up artist să-l înțeleg, cine e make-up artist cu experiență își dă ochii puternic peste cap. Și asta Zoeva Concealer Bluffer, dar pe care eu o folosesc tot așa să omogenizez faptul la ochi în rari dăți când le folosesc. Asta e o pensulă pe care am luat-o de pe AliExpress. Nu știu ce scrie pe aia, Jojo, nu știu ce, băi, care e foarte bună pentru fond de ten și văd că se menține foarte bine. Asta e de la Real Techniques, ceva pe care o folosesc. Să știți că eu o folosesc pentru blush, pentru că am fața mică, am nevoie de pensulică mică. Asta o folosesc când mă dau cu bronzer de la, am un bronzer de la Tom Ford și mai am pudră la teracota de la Guerlain, atunci o folosesc. Asta la fel, asta e de la Mastae, băi, chiar uite, nu i-am valit de mult pe oamenii ăștia. Ei sunt cu make-up-ul și asta e un brand corean, parcă, oricum asiatic, dar cu ceva conexiuni și spre America, că acolo am văzut că e echipa de marketing sau echipa de dezvoltare, ceva de genul. Și care au niște pensule extraordinar de bune, asta e de blush, este super puffy, deși și asta săraca a fost spălată nu știu câte ori. Iar asta este un brand românesc, Cajol, chiar nu știu dacă mai există, care pentru mine pensula mare de pudră, cu asta aplic și inclusiv pudra cu SPF. Da? Asta se face că nu o să mă machez acum și uite, legat de asta, eu mă machez din ce în ce mai puțin, pentru că am observat că tenul meu nu se simte complet bine când mă machez. Chiar dacă, din punctul meu de vedere, eu chiar mă machez cu lucruri de foarte bună calitate și oricum mă machez cu foarte puține chestii. Dar îl văd, adică la 2-3 ore după ce m-am machiat, parcă începe să mă mănânce, știi, și vine să-mi dau să mă demachez. Eu de obicei mă machiez mai mult pentru chestii de-astea scurte, gen mă duc la un eveniment, am ceva, o treabă și plec de acasă și când m-am întors m-am demachiat, dar nu rezist mult machiată. De asta am observat că am, nu știu, în ultimii 2-3 ani am pățit chestia, nu mai place să mă machiez.
Adică nu-i place tenul meu, așa mi-mi place, știi, să mai fac pe acolo ceva, dar nu. Și da, astea sunt, vezi, le pot ține într-o mână. Zgomotul pe care l-auziți pe fundal este de aerul condiționat, dar este cel mai bun prieten al omului astăzi, deci să nu-mi ziceți acum că vă deranjează, că se aud un buzăit, pentru că fără acest aparat de aer condiționat aș fi pur și simplu așa. Da, și m-am și spălat pe păr, pentru că în seara asta era ziua de, în seara asta era ziua să, de momentul să mă spăl păr, dar nu mai rezist. De la căldură, m-am și agitat astăzi ceva mai mult, parte de muncă, și m-a apucat și dimineață o sesiune așa mititică de stretching, ceva, o combinată alpină, cum zic eu, pentru că am fost luni la Pilates și astăzi am simțit așa ceva ca aș avea o febră musculară ciudată. Deci zic, băi, stai puțin, eu am febră musculară. Așa. Iar la mine febra musculară trece cu puțină mișcare, stretching, niște chestii combinate, ce am mai învățat pe la yoga. Îmi pare foarte rău că nu pot să ajung la yoga ori de câte ori îmi doresc, însă știți că v-am mai zis eu, n-avem cum să le facem pe toate. N-avem cum și le facem pe rând. Și dacă tot am ieșit acum din duș, o să-mi refac un pic rutina de îngrijire a tenului, pentru că, apropo, afară sunt 32,3, în casă am reușit să aduc, acum mă uit, am reușit să scad la 26 de grade, că erau 28 de grade puțin mai înainte, când am intrat eu în duș. Așa, mă duc să-mi iau niște, de fapt, cred că o să folosesc tot produsele pe care le-am pus azi dimineață. Da, imediat. M-am dat așa un pic mai într-o parte să nu-mi vină totuși aerul condiționat chiar așa pe fața udă, pe păr, pe, că nu e chiar sănătos. Așa, luat tot serul ăsta de la Institut de Derm, pe care v-am zis că mi-am puțin și mi-a plăcut ce treabă face el. V-am zis, el are multe calități. Și are tot felul de lucruri brevetate. Răduse în formulă, e un compus brevetate, grupul Naos, care, după studiile pe care mi le-au făcut în colaborare cu un om de știință foarte cunoscut în mediul ăsta academic, se pare că ingredientul ăsta ajută la o încetinire a ritmului de îmbătrânire, ceea ce îmi place și ca mesaj, pentru că până la urmă nimeni, frate, nu o să ne oprească din a îmbătrâni și nici nu e firesc, însă e minunat când e ceva care te ajută să îmbătrânești frumos, îmbătrânești să ai o relație bună cu imaginea ta, pentru că oricât am vrea noi să fim de spiritual, așa, ne afectează partea fizică, pentru că suntem fizic și spirit, știi? Adică, cred că sunt foarte puțini oameni în lumea asta, în general cei cu capacități spirituale foarte avansate, care poate să se desprindă și să spună, băi, mie nu-mi pasă că mă uit în oglindă și nu știu, poate că astăzi n-arăt așa bine sau nu mă deranjează că am pe mine niște haine care mă dezavantajează. Și sunt foarte rari oamenii care ajung la această capacitate sau poți ajunge, Doamne ferește, la stadiul ăsta afectat de o traumă, de așa, dar în rest toți suntem legați de felul cum arătăm și chestia asta pornește încă de mici copii, când ne percepem în oglindă și apare deja chestia asta, sunt frumoasă, sunt urâtă, apar noțiunile astea în capul copilului, care după aia se dezvoltă în mintea, tulburea adolescentului. În tinerețe, când normal ne, în prima parte a tinereții, atunci, 20, între 20 și 30 de ani, când normal e perioada aia și în care, așa, instinctiv, animalic, suntem mai agitați, mai vrem să ne găsim un loc, să ne stabilim un lucru și atunci contează foarte mult aspectul fizic, apoi intervin diverse conștientizări, nu știu de mi-a pus ochelari, că de-aia mă uit cam uța lemne, dacă am văzut. Intervin așa diverse conștientizări, parcă nu mai ești mulțumit, îți apare primul rit, îți apare primul fir alb, prima celulită care nu mai cedează cu nimic,
În cazul femeilor se întâmplă să apară și prima sarcină care orice ați face pune niște kilograme și dă peste cap niște lucruri. Adică până și femeile alea care sunt șnur, frate, alea de sunt... mă uitam, de exemplu, eu am făcut la un moment dat balet de asta, workshop-uri de balet pentru adulți, evident, nu făceam ce fac femeile alea pe scenă, dar lucram întâi, ne încălzeam și apoi ne punea la bară profa de balet să încercăm niște lucruri, să ne înțelegem. Ei, și tipa avea vreun 35-36 de ani, fusese balerină la Opera Română până făcuse copil, după aia a mai stat un pic și după aia a intrat în zona de antreprenoriat, adică făcea cursuri, așa. Și ea spunea despre ea că este că e grasă și că nu mai arată. Și credeți-mă, fetelor, era șnur. Era șnur și ea stătea așa frumos și cum ridic eu mâna așa, ea ridica piciorul pe lângă cap. Și avea o grație și mai ne arăta cu toată cum merge ea pe poate și nu știu ce. Dar femeia spunea, păi stați un pic, stați să mă vedeți cum arătam eu la 25 când eram pe scenă la Opera Română și dădea frate niște poze. Și era numai fibră, os, atât fibră și os era, slabă, moartă și elastică, frate, deci când făcea un șpagat dintr-o ăla și ridica piciorul, ne arăta niște firme și ne stă efectiv. Și te uitai la ea că nici acum nu era foarte mult schimbată, doar că într-adevăr avea un top, zicea aia care burtă, dar nu avea burtă, era o chestie. Adică era evident că ăla este corp de femeie, așa. Îi se lăsase parcă poate puțin pielea pe abdomen, pentru ce, dar în niciun caz, adică nu se putea spune despre ea că arăta rău, dar ea în comparație se compara cu ceea ce însemna rămânerea în, acolo pe scenă. Și asta spunea cât de dure erau antrenamentele și pregătirile pentru spectacole, că pentru a rezista la anumite spectacole, dar cam la majoritatea, folosea tuburi de-astea cu anal... cum ne dăm noi când ne doare ceva, Nurofen, gel sau nu știu ce. Toate balerinele că se dădeau din cap până în picioare, pentru că mișcările erau grele, erau solicitante și atunci nu-ți permiteai să ajungi o formă, să nu fie în regulă mișcarea și la fel nici să rămâi cu dureri, pe aia că rămâneai cu dureri, nu mai puteai să duci spectacolul. Ei, și în cazul ăsta, femei de-astea care arătau ca niște bibelori și ele aveau probleme și ele spuneau, dom'le, când rămâi sărcinată, chiar dacă femeia mi-a zis că ea și la 8 luni încă putea să ridice piciorul, făcea șfagatul, eu la 8 luni abia mă plecam să-mi închei șireturile. Așa. Deci până și aceste femei, așa că sunt niște etape, știi, care te dau peste cap. Și încet, încet, știi, trebuie să te obișnuiești cu niște modificări care, în care știi care e chestia. Inițial mă uit și la mine. Prima dată percep ca pe ceva negativ. Aoleu, mi-e mai șnurit. Aoleu, adică asta a fost tendința. Mi-aduc aminte pe la vreun 37-38 așa, când am început eu să face foarte, să înfrunt așa foarte frontal semnele, primele semne mai accentuate de îmbătrânire, după care am zis, bă, stai un pic. Merg pe picioarele mele, respir, mănânc, pot să muncesc, am un copil sănătos, am unde să dorm, am unde să mănânc, de ce să mă agit atâta? Sunt 7 miliarde de alți oameni în vârstă, așa, și o să ajung și eu, Doamne ajută, să ajung la 70, 80, 90, 100, dacă se poate chiar. Dacă încep să mă îngrijorez de acum la 37 de ani că mi-a ieșit un fir de păr și acum la 46 de ani să mă îngrijorez că ridul ăsta de pe frunte se tot adâncește, ce o să fac? La 57 mă la mănăstire. Nu. Da. Așa că îmi place ideea asta de a pătrâni, de a-ți accepta chestia, dar bineînțeles de a face lucruri mici, uite cum e și să folosești produse cosmetice, un ser mai de nouă generație, ce am eu aici, de exemplu, Gold Age Tox Cream de la Medipil, o altă cremă foarte mișto de pe Glorious, cu un complex de ceramide, cu niște bulimțe de ceramide care stau într-o masă umectantă foarte, foarte mișto, așa, foarte prietenoasă cu tenul. Da. O să urmeze să cred că o să-l las un pic părul său cel natural și o să-l ondulez în stilul meu specific cu acea cordeluță. Am oprit aerul condiționat, dacă tot învârteam pe aici prin zonă, să mai arăt ceva.
Am hotărât să mă apuc să folosesc de acum dacă am terminat. Cred că ați văzut în clipul de MDs că am terminat boosterul cu niacinamide de la Paula's Choice. Acum am Paula's Choice niacinamide 20% treatment cu acetil, glucosamin și purslane sau purslane, nu știu cum s-ar citi corect. Asta este produsul. Și de aseară am început să-l folosesc de acum, o să-l folosesc în fiecare seară, da? Până-l termin, ca prim pas după demachiere. E un produs de tratament acesta, adică m-am demachiat, pe tenul curat nu o să mai aplic seara toner, o să vin direct cu acest produs. Vreau doar un pic să vă arăt textura, cum e. E foarte interesant pentru un ser tratament cu niacinamide. Ușor, e lichid, ușor galben, să zic așa. N-are niciun fel de miros, na, ca toate produsele, adică miros așa, de nimic, să zic. În general, produsele la Paula's Choice ori nu mirosa nimic, ori mirosa ceva foarte, parcă de laborator, așa ceva. Na, și ăsta e produsul. Și v-am mai zis și cu alte ocazii. Dacă nu aveți sensibilitate la niacinamide, eu am văzut ce rezultate am avut de-a lungul anilor cu doar cu boosterul cu niacinamide de Paula's Choice. De asta sunt convinsă că acest produs, care este și tratament și care vine cu mai multe ingrediente, o să facă treabă și mai bună. Am fost la Cosmo World, am avut un goodie bag-ul, le zic dacă mă ține măsuța, stau pe măsuța de cosmetici acum. Am avut un goodie bag în tot felul de travel size-uri de la Alisa Botte, da. Pare a fi un brand mai nou, așa, adică ce puțin am auzit până acum de el. Îmi place foarte mult balsamul de buze, numai ca formă și ca textură. Rost și foarte interesant, știi că e foarte stabil aici situația, deși este destul de untos. Am mai avut așa în sacoșică și alte travel size-uri și am zis că le încerc, le-am desfăcut pe fiecare câte un pic. Chiar, nu știu, mi se pare o marcă care mă tentează, așa. Deci miroase tare bine, miroase dulce. Asta alt produs de la ei este Prestige Cream, ceva fine cu efect de lifting. N-am apucat să-l desfac pe ăsta. Adică dacă tot am dat iama acum prin produsele de la Alisa Botte. De mirosit? Aproape a nimic nu miroase, adică miroase ca și cum, adică crem, așa. E lista de ingrediente aici, cred, dar da, este scrisă foarte, foarte mic. Am să iau. Bine, e și ambalajul super mititel. Are 20 de mililitri. Hai că iau o lupă și citim un pic despre el. Am revenit, hai să vedem. Zice așa, ingredienți. Aqua, butyrosperm parchi butter, ăsta unde și ea. Capric trigliceride, olus oil, chiar nu știu, și apoi oriza sativa bran oil, e bun, ce te are el, alcohol, glicerin, alchil, benzoat, propandiol, alcohol, cetil, alcohol, nu știu ce trebuie. Hydrogenated vegetable oil, candelia cera, laureat, rahidil glicozit, tocoferil acetat, ceramide NP, ceramide AP, ceramide EOP, bun, 3 ceramide. Fitosfingonzin, colesterol, sodium, octilat, carbomer, xantana, avena sativa, oat bran extract, bun, sodium, palmitoil, tripeptide, ușoare și după pantenol, sodium hialuronat, dunalela salina extract, nu știu ce asta, da, e un extract vegetal, pantolacton, acetil, iar întoarea peptide. În fine, și acum deja am ajuns spre sfârșit. Are și parfum la sfârșit de tot, dar nu, e genul de cremă basic, cum sunt cremele alea din gama acelea dermatocosmetice care nu mirosa nimic, așa. Probabil că are mai mult în parfumul care a adăugat e ceva ca să neutralizeze ceva pe acolo, dar nu, chiar nu se simte nimic. Sunt făcute în Italia,
distributor, gesti, SRL, nu știu ce, alisabote.com, câteva ingrediente de origine naturală, 12 luni de la deschidere, se păstra la maximum, e acolo, se vede mult prea mic, da. Deci este Prestige Cream Charming Lifting, Smoothing Nourishing, no, și peptide, pardon, și ceramide și un complex de peptide. O văd acolo o grămadă de extracte vegetale care nu sunt rele deloc. Da, v-am zis, deci a fost, pur și simplu mă uitam prin sacoșele, știi? Și am văzut astea așa și, nu știu, mi-a fost așa ca o chestie. Da, arată bine, lista se simte bine, o să vă mai povestesc despre ele, că o să le iau, ca mai multe de-astea. O travel size-uri, dar mi se par travel size-uri generoase, adică la 20 de mililitri, chiar poți să te dai 2 săptămâni liniștit ție de zi. Apropo, dacă voi ați folosit ceva de la această Alisa Bote, îți ați și mie păreri, impresii, da? Acum sunt ca copiii ăia mici, știi? Mai găsesc o jucărie, mai bag. Aștept să mi se usuce părul un pic mai mult ca să pot să-l pun pe pânglicuță. Asta am primit Blue Therapy Red Alge Lip Lift. Lip Lift? Nu, Uplift, scuze. Crem. Deci, iar să-mi uitați-vă și vechi de mic. Da, asta a fost un sample care a venit în cea mai recentă comandă de la Nutino. Hai să vă arăt și cum se comportă ca... adică cum arată ca textură. Un pic roz ăsta. Probabil de la algele astea roșii. Mă gândesc. Bine, oricum, în formule, probabil că se mai folosesc substanțe de omogenizare a culorii și așa. Trebuie să dăm undeva mai sus, pe unde... Asta are un miros. Dar tot așa. Și lasă o senzație așa destul de răcoritoare. Cred că avem niște alcool pe acolo, nu știu de ce. Hai să vedem ce scrie pe el. Deci scrie așa. Creme rosé rafermisant, reparation de site vizibile de laj, adică care repară semnele vizibile de îmbătrânire. Ingrediente. Interesant. Var produivant, adică trebuie să mă uit pe produsul care se află la vânzare, produsul full size. E normal, pentru că nu încap aici toate ingredientele. Ia să iau eu un telefon și să mă uit pe ingrediente. Și crema ar arăta așa, am intrat direct pe inci de codor. Adică, de ce să mă chinuiu să reinventez apa caldă când sunt alți oameni mai deștepți care au făcut-o deja? Și avem... vedem, read more on how to, în fine, toată lista de ingrediente, vă le o mică mare. Deci, aqua, glicerin, dimeticon, rabnoză, isohexadecan, alcohol denaturat. Alcohol denaturat, mic de zis. Este antimicrobial, antibacterian, solvent și controlează văscozitatea, dar alcohol with some additive to make it impossible. It is great solvent, penetration enhancer, creates cosmetically elegant light formula, great astringent. In large amount, it can be very drying to the skin. Da, asta este senzația, întâi răcorește și după aia usucă. Asta simt eu. Dar, lângă altele, pe lângă acest alcool denat, mai este o grămadă de alte lucruri care să umecteze, care să ducă hidratare. Propanediol, izopropil, benzil alcohol, cetil alcohol, dimeticon, crospolimer, alge extract, am ajuns, tinoxid, pegosută, stearat, stearic acid, sorbitan, ulea, cetere alcohol, cetere glucozid, cafeină, bun, neohesperidin, dihidrocalcone, sodium clorid, miristic acid, palmitic acid, adenozin. Bun, și ăsta. Mai a fost înainte ramnoza, înainte alcoolului de naturat, aia mi-a plăcut. Așa, bă, da, lungă. Lungă tare. Și la sfârșit avem linalool, geraniol, limonen, citronelol, parfum, adică le avem pe toate. Astea de nu-mi plac persoanele. E o listă destul de mare de ingrediente. Acum, ce am mai aflat eu, uite, de la Bianca, că la un moment dat, adică la un moment dat, când se face lista INCI, sunt anumite ingrediente care poate să aibă aceeași, ziceți, concentrație și ele sunt puse într-o ordine aleatorie, de multe ori într-o ordine oarecum
de marketing. Adică dacă ai fix în același procentaj și acid hialuronic și nu știu ce ingredient de viscozitate sau nu știu ce, prima dată totuși o să pui acidul hialuronic, știi că e mai ok. Practic nu minți clientul, dar îl găsește mai repede, știi? Îl consolezi mai repede că uite are asta, știi? De asta, evident, rămâne regula că alea, ingredientele care sunt cel mai la început sunt în cea mai mare proporție și alea care sunt la sfârșit sunt din ce în ce mai slabe. De aia, să zicem că nu m-aș îngrijora extraordinar de mult că am acest parfum la sfârșit, dar nu e numai parfum, am și citronelol, am și limonenă, am și geraniol și linalool, că sunt multicele. Acum, oricum, Biotherm e un brand care merge mult pe partea asta senzorială, de cum arată produsul. Uite că pe mână aveam dată Alisa și aici sus, unde am dat serul ăsta, e altă senzație. Adică e mai plăcut aici decât aici, dar evident, probabil cineva cu exces de sebum sau care nu vrea neapărat, ca mai tânăr să zic așa, s-ar putea să simtă foarte bine cu acest ser.